Doctorul a cerut 10.000 de lei înaintea operației, cu specificația pentru a acoperi costurile, pentru a plăti anesteziștii și tot ce ține de controle și de restul. Vineri ne-am întâlnit cu doctorul la spital, i-am dat o parte din bani și i-am explicat că nu am putut face rost de toți banii mai repede. Sau... Cum a reacționat? A spus că nu este nicio problemă, la control se va rezolva. În prima fază i-am oferit 2.000 de lei, nici nu i-a numărat nici nimic, i-a băgat în buzunar, a mai spus două, trei chestii și a plecat. Unde au fost oferiți banii ăștia? Banii am oferit pe o intrare lăturnarnică de față de intrarea din spital. Lângă UPU este o intrare, și ulterior am aflat că este o intrare în policlinică. El încerca să se ferească cumva când a luat banii sau a fost? Ne-a băgat pe un holuleț, avea cheie de la ușă, ne-a băgat pe holuleț și acolo nu s-a ferit nimic. A luat banii, a băgat în buzunar și atât. A doua tranșă s-a petrecut aseară. Am dat restul de 1.000 de lei. La fel, nici nu s-a uitat la ea, nici n-a numărat nimic. Și a băgat în buzunarul la geacă. Mi-a mai explicat că asta acoperă tot și că nu mai trebuie nicio sumă de bani.